Stimată audiență, Hristos a înviat și bună ziua! Astăzi, 9 mai, marcăm două momente istorice importante. Ziua Victoriei, prin sărbătorirea a 78 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial și Ziua Europei. Prin intermediul acestei manifestări, vrem să aducem un omagiu eroilor căzuți în lupta pentru apărarea patriei și recunoștință veteranilor care rămân un exemplu de bărbăție și patriotism pentru tânăra generație. Cel de-al doilea război mondial a fost una dintre cele mai mari tragedii ale istoriei contemporane. Iar noi nu trebuie să uităm niciodată lecțiile acestui cumplit război. Și mai ales, nu trebuie să-i uităm pe cei care au contribuit la încetarea lui. Ei sunt cei care au făcut posibilă pacea. Iar pentru acest lucru, noi suntem profund recunoscători. Tot astăzi marcăm și Ziua Europei. Mesajul principal al acestei sărbători este unul al păcii, al dorinței popoarelor din întreaga Europa de a face parte dintr-un spațiu comun, de a trăi împreună în armonie și bună înțelegere. Anume astăzi, când ne amintim de tragedia războiului, de viețile umane pierdute și de consecințele conflictelor sângeroase, realizăm cel mai bine că pentru a ne dezvolta avem nevoie de pace, de prosperitate și încredere în ziua de mâine. Acest lucru ne face mai puternici și mai determinați să luptăm pentru valorile și idealurile care animă ziua de 9 mai. Onorată asistență, să onorăm drapelul și imnul de stat al Republicii Moldova. Această zi, noi comemorăm cei care au căzut în cel mai sângeros război. Cu 78 de ani în urmă, s-a încheiat cea mai neagră și tragică pagină din istoria secolului 20. Peste 5 ani după încheierea războiului, a fost lansat proiectul Unii Europe Unite, un proiect al păcii pe continentul european. Dacă nu ar fi existat Ziua Victoriei, nu ar fi existat nici Ziua Europei. De aceea noi serbăm aceste date concomitent. Onorată asistență, salutăm prezența oaspeților de onoare. Președintele Raionului Șoldănești, Nicolae Mândru. Preotul militar
protoiereul Igor Cieban, parohul bisericii, minunea Sfântului Arhanghel Mihail din satul Cobâlea. Șef al Inspectoratului de Poliție Șoldănești, Vadim Părău. Șef al Secției Administrativ-Militare a Raionului Șoldănești, Maria Timofdin. Președintele Uniunii Ofițerilor din orașul Șoldănești, Tatarenco Anatolie. Cu mesaj către toți dumneavoastră, stimată audiență, vine domnul Mândru Nicolae, președintele Raionului Șoldănești. Stimați locuitori ai Raionului Șoldănești, dragi feciori și rude ai foștilor eroi, în fiecare primăvară, când natura ne încântă ochiul și sufletul cu albul florilor de măr și trilul păsărilor, zeița pace vine să ne amintească că pe acest drag pământ s-au vărsat lacrimi de sânge. Iar în ziua de 9 mai, tot omul, de la mic la mare, cinstesc memoria celor care au stat la temelia păcii. Ziua de 9 mai are o conotație dublă, referindu-se la data în care aliații din cel de-al doilea război mondial au obținut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt cele mai distrugătoare conflagrații din istoria bătrânei Europei. Victoria națiunilor din coaliția antifascistă a permis edificarea unei noi Europe, o Europa fără războaie, a dezvoltării pașnice, a libertății. De aceea, ghidați de responsabilitatea apropierii țării noastre de standardele europene, 9 mai a fost declarată și Ziua Europei, o sărbătoare a păcii și unității în spațiul democrației și prosperității. Astăzi, adunați la flacăra veșnică, aducem un elogiu celor ce au luptat pentru apărarea patriei și ne-au oferit posibilitatea să ne decidem prezentul și viitorul. Faptele de eroism, sacrificiul și curajul participanților la război au fost decisive pentru obținerea victoriei, iar numeroasele pierderi umane nu ne pot lăsa indiferent nici astăzi, când îi comemorăm pe cei căzuți la datorie, făcându-ne să conștientizăm atât consecințele devastatoare ale conflagrației mondiale, cât și necesitatea conjugării eforturilor pentru evitarea unor asemenea conflicte pe viitor. Este de datoria noastră, a celor ce ne-am născut în libertate și pe timp de pace, să înțelegem și să le transmitem și urmașilor noștri că libertatea și pacea au o valoare inestimabilă, deoarece pentru miele milioane de oameni și-au sacrificat viața. Avem obligația de a păstra vie amintirea acelor timpuri grele și să nu permitem ca peste ani numele celor ce au luptat împotriva fascismului și a faptelor de eroism să fie date uitării. Manifestăm profund respect pentru eroismul buneilor și străbuneilor noștri, nu doar pentru cei căzuți pe câmpul de luptă care au ținut piept dușmanului, dar și pentru cei care au contribuit la favorirea victoriei comune în spatele frontului. Ei și-au jertfit viața pe câmpul de luptă, ca mai apoi numele lor să devină legendă încrustată în piatră rece și în inimile generațiilor tinere. Cu profund regret, în Raionul Șoldănești, eroii timpului s-au stins din viață. Veșnică memorie veteranilor de pe cine veghează pacea din ceruri. Luminată să fie amintirea. Pentru cei decedați, rog un minut de reculegere. Amintirea eternă
celor căzuți la datorie. Slavă veteranilor celui de-al doilea război mondial. Onorată asistență, venim cu plecăciuni în fața tuturor veteranilor de pretutindeni. Îmi exprim admirația și mândria pentru faptele de eroism, sacrificiul și patriotismul cu care au apărat străbunii această palmă de pământ. Stimați locuitori Areionului Șoldănești, onorat public, 9 mai, ziua Europei, este și un bun prilej pentru a ne exprima mulțumirea și admirația noastră tuturor partenerilor și prietenilor care ne susțin în procesul de aderare. O sărbătoare comună care aparține și fiecărui cetățean al acestei țări. Diversitatea culturilor și împărtășirea valorilor democratice fiind cheia succesului blocului european. Aceeași dorință o avem și noi și sunt convins că eforturile noastre comune ale întregii societăți ne vor permite într-o bună zi să sărbătorim Ziua Europei în calitate de stat membru al Uniunii Europene. În lumina istorică a acestei zile de 9 mai, descoperim că Ziua Victoriei asupra fascismului și Ziua Europei pot fi contopite într-o singură sărbătoare, Ziua Păcii, a Egalității și Fraternității. Să nu uităm niciodată, pacea și pământul care ne-a născut au fost cumpărate la un preț prea mare și merită să le păstrăm și le transmitem cu mare grijă urmașilor noștri. Vă mulțumesc! Aniversarea zilei Marii Victorii asupra fascismului constituie de fiecare dată un prilej pentru a aduce elogii celor care au luptat pentru apărarea patriei și ne-au oferit posibilitatea să ne decidem prezentul și viitorul. Faptele de eroism, sacrificiile și curajul participanților la război au fost decisive pentru obținerea victoriei. Numeroasele pierderi umane nu ne pot lăsa indiferenți nici astăzi, când îi comemorăm pe cei căzuți în lupte. Vor trece ani, se vor scurge decenii, dar pentru noi, 9 mai va rămâne cea mai importantă, cea mai sfântă sărbătoare. Cu mesaj de felicitare, vine șefa secției administrative militare, doamna Maria Chemofte. Domnule președinte, onorată asistență, astăzi întreaga omenire sărbătorește cea de-a 78-a aniversare de la Marea Biruință. Aripa de foc al celui de-al doilea război mondial a trecut și peste meleagurile noastre, lăsând în urmă multe jertfe, o parte din ele fiind înscrise în placa memoriei. Ei, acești eroi, au căzut ca noi să avem astăzi deasupra un cer senin, fără vuiete de bombe și obuze. Pentru aceasta și-au dat viața străbunei și bunei noștri. Ne închinăm cu adâncă recunoștință în semn de omagiu și memorie veșnică eroilor neamului, care își dorm somnul veșnic pe pământul, în pământul Moldovei și în pământuri străine. Astăzi, mai mult ca oricând, prețuim pacea, ținând cont de faptul că astăzi avem la hotarele țării un conflict militar. Salutăm persoanele care sunt refugiate în raionul Șoldănești, dorindu-le multă sănătate, ani de viață lungă și pace pe pământ. Vă mulțumesc! În fiecare oraș, în fiecare sat, pe fiecare vatră a rămas amintirea războiului. Numele eroilor au fost încrustate pe pietre de granit, cioplite în piatră, înveșnicite prin obeliscuri și monumente. Ei au rămas în amintirea noastră, prin florile vii de pe morminte, prin vechile fotografii de o valoare istorică, morală și umană unică, excepțională. Să ne amintiți nouă,
și nepoților noștri cât de importantă totuși este pacea. Cuvânt se oferă preotului militar, protoiereul Igor Ceban, parohul Bisericii Minunea Sfântului Arhanghel Mihail din satul Cobâlea. Toți înviat, domnul președinte, onorată asistență, în fiecare primăvară, în această zi frumoasă de 9 mai, ne adunăm ca să comemorăm pe bunii, străbunii noștri care cândva la chemarea patriei au mers ca să apere acest pământ, să ne apere pacea, sănătatea, credința și de aceea noi care astăzi ne bucurăm de pace, de liniște, nu trebuie să-i dăm uitării și să le luăm exemplu și să apărăm și noi țara și credința așa cum au apărat-o ei. Au trecut prin încercări grele, prin foamete, prin frig și au ajuns în această zi ca să ne dorească nouă pentru totdeauna să fie pace tot timpul. Numai că cu părere de rău, vedem că din nou în Europa care a dorit să fie liberă, să fie unită și astăzi mai apar conflicte, cum sunt și la vecinii noștri. Și de aceea rugăm pe Bunul Dumnezeu ca să aducă pace în toată Europa și în toată lumea, ca această pace care au dorit-o și au luptat pentru ea strămoșii noștri, să fie cu adevărat pace și unire în toată lumea. Dumnezeu să-i odihnească pe cei care s-au trecut în viață. Dumnezeu să le dea sănătate strănepoților, poate care mai sunt rămași în viață. Poate sunt văduvi, fiindcă de acum puțini care au rămas din cei care au văzut calvarul acelui război, dar mai sunt cei care au cunoscut acele greutăți și ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să le dorească sănătate și să nu mai vadă acele momente de război prin care au trecut. Le-aș dori la cei care sunt veniți în raionul nostru, din Ucraina, din țara vecină, cât mai degrabă să vadă și ei pace, să se poată întoarce la casele lor, la familiile lor, să se bucure de viață și de pace în toată lumea. Hristos în viață. Marcăm pacea în ziua de 9 mai, când sunt comemorați cei căzuți în cel de-al doilea război mondial. Un conflict care a costat milioane de vieți. Ne vom aminti mereu de victimele războiului și vom onora sacrificiul eroilor. Marcăm pacea de ziua Europei, care s-a unit pentru a nu permite războaie pe continent și le-a oferit europenilor prosperitate și progres. Este calea pe care am ales să mergem și noi. În pace, Moldova are viitor. Cuvânt se oferă domnului Părău Vadim, șeful Inspectoratului de Poliție, Șoldănești. Stimate președinte, stimați concetățeni, data de 9 mai semnifică pentru întreaga istoria omenirii pagina remarcabilă, care răvășește răni adânci a trecutului și încununează multe amintiri despre cei care și-au dorit un viitor pașnic. Anume, în această zi marcăm Ziua Victoriei și Ziua Europei. Două evenimente care au ca scop informarea publicului despre realitățile istorice, cât și promovarea valorilor umane. În contextul conjucării instabile apărute pe arena internațională, acum mai mult ca niciodată am fost puși în situația de a alege între valorile trecutului și siguranța viitorului.
Înțelegem că axa timpului trebuie să fie marcată de pace, iar aceasta este imposibil fără a ține cont de tragediile celui de-al doilea război mondial, unde cu prețul vieții străbunii noștri au luptat pentru o altă filă a istoriei. Prin devotamentul lor, jertfire de sine, acei ostași au devenit eroi. Iar pentru generația contemporană, exemplu de patriotism. Stimați concetățeni, fie că această zi să rămână în istoria comunității, una în care să trăim sentimentul de plin al vieții și libertății, înțelegere între națiuni și respect reciproc. Vă mulțumesc! Ne exprimăm recunoștința pentru aportul și grija manifestată, dar și pentru spiritul de patriotism de care au dat dovadă soldații noștri pe timp de război. Chiar dacă an de an adresăm sincere mulțumiri și maximă recunoștință, aceasta nu se compară cu emoțiile și sacrificiile marilor eroi ai neamului nostru. Ei au fost cei care ne-au demonstrat că valoarea supremă a unei națiuni este patriotismul și spiritul civic, care trebuie să persiste la fiecare, iar demnitatea națională trebuie să ne consolideze în memorie, toleranță și atitudini umane unii față de alții. Cuvânt se oferă președintelui Uniunii Ofițerilor din raionul Șoldănești, Tatarenko Anatoliu. Stimate domnule președinte, onorată asistență, salut participanții la festivitatea de astăzi, consacrată aniversării a 78-a de la Marea Victorie în Marele Război pentru apărarea patriei. Și vreau să cred că această zi este o sărbătoare pentru toți oamenii de bună credință. Sunt multe divergențe, pete negre în această privință, dar un lucru este clar, că războiul a fost început de omul cu numele Hitler. Milioane de oameni au luptat în al doilea război mondial, milioane de vieți a măcinat acel război, a produs rene adânci în trupurile și sufletele altor milioane de oameni. Acest război a rămas o amintire grea, de neșters pentru toți cei care au luptat și acel război nu va fi uitat niciodată de familiile celor care au rămas pe câmpul de luptă. Acel război este un eveniment care a lipsit de tată fiecare al treilea copil, care obligă până în ziua de azi ca fiecare mireasă să-și depună buchetul de la nuntă la monumentul eroilor din localitatea respectivă. Acel război a fost războiul tiraniei naziste. Biruința în Marele Război pentru apărarea patriei a fost obținută de întreg poporul luptător, pe front, la fabrici, uzine și pe câmpul de roadă unde creșteau pâinea. Sărbătorind 78 de ani al biruinței, noi ne închinăm în fața lor, în fața celor care și-au dat viața în luptă cu fascismul. Omenirea nu are dreptul să dea uitării acele zile și nopți de război, deoarece au avut de suferit de la tiranie nazistă o mulțime de popoare. Datoria noastră este să păstrăm memoria lor. Datoria noastră este să fie pace, să fie un cer senin. Stimați șoldăniștieni, multă sănătate și numai bine! Cu sărbătoarea! Cu un omagiu în această zi de sărbătoare vine grupul de teatru Tineart de la Centrul de Creație din orașul Șoldănești. Războiul e treaba barbarilor. Pacea înseamnă libertate, fără grijă.
Războiul este știința distrugerii. Pacea în lume înseamnă armonie. Pacea în suflet înseamnă iertare. Războiul este teama învăluită în curaj. Pacea e iubire, așa cum iubirea este pace. Războiul este ospățul morții. Nici o pace nu e veșnică, dar fiecare zi care prelungește pacea este o binecuvântare. Vreți pace, vreați iubire. Războiul e război, singurul mort e omul mort. Războiul e doar o evadare fricoasă din problemele timpului pașnic. Nu avem nevoie de arme sau bombe pentru a aduce pacea, ci de dragoste și compasiune. Doamne, fă-mă unealta păcii tale, acolo unde este ura, lasă-mă să semăn iubire. Războiul este o serie de nenorociri care au ca rezultat victoria. Omenirea trebuie să pună capăt războiului, altfel războiul va pune capăt. Pacea e capodopera rațiunii. Te plouă, de bate vântul și frig, în fiecare dimineață pe podul de la marginea satului răsar doi copii. Și frig, și plouă, și bate vântul, și cei doi nu-și pot lua ochii de la drum, așteptând poștașul de pe front. Uitiță, trofimaș, ia mai uită-te și mătale, nu se vede. Lasă că nu-i nimeni, m-am uitat de atâtea ori, degeaba mă uit. Atunci împrumută-mi buzunarele mătale, că mi-au înghețat mânuțele. Mulțumesc! Dacă primești scrisoarea, unde o pui ca să o duci acasă? O vâr în buzunar, nu chică. Numai de-a fi că mama tare mai plânge. Iaca, eu nu am buzunare, dar o pun aici, la pe. Aici. Pun-o, dar tare mai tem să nu-mi dea scrisoare din aia cu pătrățel cenușiu, care soldatul nu mai scrie niciodată. Iar ați venit mai cu noaptea în cap. Dacă de o săptămână nu mai primim nimic la tătuța. Nici nouă nu ne scrie nimic de pe front, nici mătale nu-ți scrie. Nu-mi scrie, dragul meu. Au fost până nu demult la spital. Dacă l-au lecuit și iar l-au trimis la luptă. Maică precistă, el l-au adus mort. A murit tinerel sărmanul, prea tinerel a îngenunchiat în fața morții. Maică-sa va trăi toată viața în scârbă și durere. Lacrimi și suspine pentru fiecare lucru purtat de el. Lacrimi de mamă, lacrimi de tată, lacrimi de soție, lacrimi de copii. Și numai dușmanului nu-i pasă. Pentru că într-un război, omul bun e cel mort. Avea și dânsa trei feciori și a plecat toți trei deodată. Ce griji pe dânsa, ce fi oricând se gândea că greu războiul, n-ai timp să simți că mor. Și-au trecut luni după luni și a fost de veste lumea plină că steagul dușmanului se închină. Ostașii au isprăvit războiul. Că s-au bătut nebun. Scrie în gazete că s-a dat poruncă să se întoarcă în țară toți cei plecați de astăvară. Și rând pe rând veneau în sat
și azi și mâine câte unul din cei care au plecat. A ei întârziau, plângând, de dracu se revadă, stă ziua în prag, ieșea în stradă, dar nu veneau. Și dintr-un timp gemea, bătută de un gând, nădejdea caldă în ea slăbea și întreba pe toți de rând: auzi, măi fiule, cumva nu știi ce fac și unde sunt ai mei copii? Poate îl cunoști pe Gheorghe, Mircea, Radu? Am trei feciori înalți ca bradu. Nu știu, măicuță, fiii tăi, dar cred că s-au bătut de-a valma. Vestea ți-va da de ei că frarul vechi de la cazarmă. Ea pleacă în grabă la cazarmă să afle ce dorea. Un capitan iese în prag. Ce îmi face Radu? De Radu-mi este mai cu grabă, că Radu-mi este cel mai drag. E mort, măicuță, căzut la plevna în cel din tâi șerac. O, biata mamă, de mult simțea că Radu nu-i în astă lume. Dar astăzi, când știa anume, ea sta împietrită și nu credea. Să moară Radu? Radu, mame drag, ea nu înțelegea. Blestem pe tine, braț dușman. Dar Gheorghe al nostru cum o duce? Sub glie, maică, și sub cruce, lovit în piept de un iatagan. Și Gheorghe noi? O, Doamne sfinte, de ce mi-ai luat odorul drag? Dar bietul Mircea, Mircea, mami, că-mi este și el drag. E mort și Mircea, în lupte grele, prin văpi la smârdan. Și n-a mai zis niciun cuvânt. Cu fruntea în piept, ca o statuie, ținea privirile în pământ. Părea că-i vede dinainte-i trei morți într-un mormânt. Treceau bărbați, treceau femei și huruiau trăsuri pe stradă. Soldați treceau făcând paradă, iar biata maică tot privind, deștept privi la ei și zise către Domnul Sfânt: trei, Doamne, și toți trei. Ce de mult tot ninge, cu albul preacurat îi plânge pe cei ascunși în humă și în piatră. Ei stau cu minți, nu mai așteaptă urale, salve sau o floare. Trecutul însă știu, nu iartă indiferență și uitare. A avut o soartă nemiloasă, din cuibul părintesc în foc. Ei nu și-au mângâiat mireasa, n-au fost la nuntă nici la joc. S-au dus pe rând în altă lume și fără ei e tare trist. Ei printre lacrimi nu vor spune că au pătimit precum un Crist. A fost război, cu jertfe și cu glorie. Avem părinți, avem istorie. Eu fruntea mea o plec cu pietate în fața lor și amintirii toate. Pe câmp de luptă la război, printre dușmani și arme, s-au stins pe veci atâți eroi și-au plâns atâtea mame. S-au dus și nu se mai întorc de acolo, din lumea dreaptă. Sunt tineri fără de noroc ce-au fost răpuși de soartă. E scris în cartea vieții lor ca de război să moară, să sufere pentru popor și pentru a lor țară. Presărați pe-a lor mărminte ale laurilor foi,
spre a fi mai dulce somnul fericiților eroi. Ridicați pe piramide nemuririi faima lor, scriți în cărți pur cântecul nemuritor. Pe copii, la sânul vostru, acest cânt, povestiți-le cu fală al eroilor având. Dezveliți tot adevărul tuturor, cu murire frații noștri pentru neam și țara lor. Și pe sacrele morminte puneți lacrime și flori, spre a fi mai dulce somnul miilor de luptători. Ridicați pe piramide nemuririi faima lor, scriți în cărțile de aur cântecul nemuritor. Sunați, zurgălăi, sunați, sunați, zurgălăi, mai sprinte, ning cenușile cumplite, prin tranșei, printre morminte, vin copiii să colinde. Sculați, gospodari, sculați, c-am venit cu semănatul, dar pământul e ca piatra, sămânța-i pietrificată, n-ar avea războiul parte. Sculați codrilor, sculați râu și munte și câmpie, au copii o datorie de-i război, de-i vijelie, ei vor semăna vecii. Că războiul răului n-are el copiii lui și ne-aruncă plumb și ură și ne strică arătura și ne fură în bucătura. Sculați voi, copii, sculați morți și vii, pe întreg pământul ninge negru și fierbinte, prin tranșei, printre morminte, negru-i lerul, florile sunt negre. Este lumina noapte, e zâmbetul curat, e raza ce încălzește năsucul înghețat. Dar spune-mi, cine-i pacea? Este o zână bună ce aduce bucurie și strânge în jurul mesei pe toți ce vor să fie. Pacea. Este ca mâna mamei când mângâie copilul, este săruptul cald, dulceața și cu miră. Dar unde e casa păcii? E în orice suflet bun și trebuie să-ți spun că așa mic cum ești și tu s-o prețuiești. Pacea este mâna ta și a mea. Pacea este în inima ta și a mea. Pacea este în sufletul tău și al meu. Pacea este în gândul tău și al meu. Pacea o semăn eu și tu. Pacea o cânt eu și noi.
Manifestarea consacrată Zilei Victoriei și Zilei Europei se declară închisă. Stimați participanți, onorată asistentă, în dată după depunerile de flori, în căminul de cultură George Coșbuc, din orașul Șovănești, de aici, din preajma noastră, se va desfășura un concert festiv dedicat Victoriei 78. Vă invităm pe toți să luați parte.
Ne-am adunat cu toți aici pentru a marca două evenimente istorice. 78 de ani de la încheierea celui de-al doilea război mondial și concomitent sărbătorim și Ziua Europei. În stimată audiență, Ziua Europei este marcată în acest an într-un context care ne-a întristat și tulburat profund. În Ucraina, un război crud și nejustificat ucide oameni nevinovați. Războiul din țara vecină aduce pentru noi toți datoria personală de a păstra pacea. În această zi suntem cu toții cu gândul la pace, solidaritate și prietenie între popoare. Dorim să trăim bucuria de a fi mai aproape de oamenii dragi. Marcăm tot astăzi și Ziua Victoriei, în cel de-al doilea război mondial, care a însemnat o nouă etapă în istoria lumii. Ziua Europei este o sărbătoare anuală a păcii. Solidaritatea pentru pace este principalul mesaj pe care dorim să-l transmitem. Acum, poate, mai mult ca oricând,
când, în ultimele decenii, nu trebuie să uităm ce a însemnat și ce suferințe au adus perioadele de conflict global. Iar acum vă propun eu spre audiență un mic concert organizat de colectivele Căminul de Cultură George Coșbuc cu ocazia sărbătorii Zilei Europei și comemorarea celor căzuți în al doilea război mondial. Iar cu un buchet muzical în scenă Orchestra de Muzică Populară Trandafirii. Thank you.
Să vezi viața lui Iisus sau ce-a dorit.
Mulțumim mult orchestrei de muzică populară Trandafiri.
Cu prilejul acestor două evenimente, unul mai tragic, altul mai loial, în scenă este invitat ansamblul folcloric Țărâncuța cu piesele Moldova, Moldovioara mea și Hai băieți, săriți la joc! Thank you.
Thank you.
dans popular Vatra. Faptele de vitejie ale înaintașilor noștri sunt cea mai de preț mărturie pentru generațiile viitoare, care vor avea să ducă mai departe faima și gloria neamului. În scenă invităm ansamblul folcloric Lozioara cu melodiile Blestemat să fii război și Moldova mea. Thank you.
scenă ansamblul de dans popular Vatra, cu dansul Mărunțica. Thank you.
Și oaspeți. Vă mulțumim mult că ați fost prezenți astăzi la ziua comemorării eroilor căzuți în cel de-al doilea război mondial și ziua Europei. Vă mulțumim mult pentru atenție, o zi fericită și plină de pace să aveți! Dar voinici. Nu putem pleca de aici fără le aduce mulțumiri membrilor, ansamblurilor și a colectivilor de artiști de la Căminul de Cultură George Coșbu. Vreau să le transmitem mulțumiri conducătorilor artistici, directorului Casei de Cultură și, de ce nu, nouă spectatorilor care au avut răbdare ca să fim la acest mini-spectacol din zile mari. Vă mulțumim mult și încă o dată vreau să vă aduc cele mai calde felicitări cu ocazia acestei duble sărbători. Să mai aibă Domnul în pază pe fiecare dintre dumneavoastră, familiile, persoanele dragi. La mulți ani, Moldova! Sănătate și tot ce vă doriți dumneavoastră! Mulțumim!